Și suntem în legătură directă chiar acum cu Vasile Zelca, președinte SNPPC. Așa cum vă spuneam în urmă cu câteva minute, sindicatul a încheiat un parteneriat cu ferma dacilor care a ars ieri dimineața. Bună dimineața, vă mulțumesc mult pentru prezență. Cum se pot face parteneriate cu firme private și cum mă aștept eu ca cetățean, ca o instituție care are un parteneriat cu o firmă privată, să mă mai apere față de acea firmă? Da. În primul rând, instituția vă apără pentru că nu instituția încheie acel parteneriat. Dacă Poliția Română, dacă IPJ Prahova ar fi încheiat un parteneriat de asemenea natură cu o entitate privată, ar fi fost un semn de îngrijorare pentru dumneavoastră din acest punct de vedere. Sindicatul, în schimb, are această menire, acest scop de a oferi membrilor de sindicat facilități, parteneriate, și avem parteneriate, avem zeci, sute de parteneriate încheiate pe turism, pe linie de telefonie, da, de comunicare, pe linie medicală, da, pe analize medicale, pe fel și fel de entități economice cu care am negociat anumite discounturi și le-am adus în favoarea membrilor de sindicat. Atenție mare! De aceste parteneriate pot beneficia doar membrii de sindicat, nu toți polițiștii din România, pentru că nu toți polițiștii, personal contractual și pensionarii MAI sunt și membrii de sindicat. Dar văd, uitați, pe site-ul dumneavoastră că, într-adevăr, biroul teritorial SNPPC din IPJ Prahova a încheiat un parteneriat în domeniul turismului, există reduceri pe care polițiștii le aveau acolo. Mă pot aștepta ca un polițist care a beneficiat 20% reducere într-un loc să vină să mă ajute dacă am probleme acolo? Nu știu, putea să mă bată un chelner sau puteau să trească să intre pompierii și nu erau lăsați să intre. Poliția își face treaba. Instituția poliției nu are nicio legătură cu sindicatul din acest punct de vedere. Iar colegii mei, am avut și astfel de situații în care și-au făcut și treaba, chiar dacă au găsit parteneri cu care încheiasem protocoale de colaborare, da? Le-au ridicat permisele când au greșit, etc. Adică nu are nici o legătură una cu alta. Dar având în vedere că sunt foarte multe semne de întrebare legate de ce fac autoritățile pentru noi, oamenii obișnuiți, cum ne apără... Eu vreau să fac o precizare. Haideți să ne uităm legea cum este construită, pentru că cineva are interesul să abată atenția de la adevărații vinovați. Cine a permis funcționarea oricărei entități economice în România pe bază de declarație pe proprie răspundere? Legiuitorul. Legea trebuie modificată. SNPPC are acest discurs de câțiva ani de zile și acum afirm, răspicat și la dumneavoastră, că este nevoie să înceteze această permisibilitate a legii. Nu ai voie să funcționezi dacă nu-ți dau autorizație. Nu legiuitorul să vină să spună, te las un an, doi, trei, pe bază de declarație pe proprie răspundere. Doar să pui acolo o etichetă care spune că nu ai autorizație pe linia de, pe linie de incendii sau este clădire cu risc de X mic și intri pe proprie răspundere în ea. Eu cred că aici trebuie să punctăm, legiuitorul trebuie să vină să modifice legea și în momentul în care cineva nu îndeplinește condițiile, să nu primească, să fie închisă efectiv unitatea. Pentru că acum avem lacune legislative pe care, care sunt exploatate, că asta înseamnă lacună legislativă până la urmă, ea este exploatată și decontăm în altă parte. Decontăm prin morți, n-am învățat nimic de la colectiv, eu am afirmat lucrul acesta de foarte multe ori de când ieșim pe media. Noi n-am învățat nimic de la colectiv, nu am învățat nimic din azilele groazei, nu vom învăța nimic din 2 mai, nu învățăm nimic de la Crevedia, nu o să învățăm nimic nici de la prăbușirea clădirii din Târgu Secuiesc, parcă era. Nu vom învăța nimic nici de acum, pentru că mergem mai departe, doar trăim momentul, aducem acuzații în stânga, în dreapta, dar de fapt nu se schimbă nimic. Noi trebuie să schimbăm legislația, legiuitorul trebuie să vină să spună clar, domne, dacă vrei să faci o pensiune, dacă vrei să faci un cabinet medical, dacă vrei să faci, nu știu, orice vrei să faci ca entitate economică, îmi vii cu proiectul, văd proiectul și eu spun dacă îți dau autorizație sau nu, nu dai drumul la proiect până când acest proiect nu îndeplinește condițiile de evacuare persoane în caz de incendiu și toate acele obligații pe care le ai, având în vedere că ești o entitate economică care dorește să producă, să facă profit. Dar noi am adoptat o politică păguboasă, în sensul că permitem oricărei entități economice să funcționeze pe bază de declarație pe proprie răspundere. Dar spuneați că
SNPPC-ul a sesizat de multă vreme că există o problemă legislativă și că ar trebui să se modifice. Dar atunci poate nu ar trebui ca atunci când recomandați sau încheiați parteneriate să verificați că ceva nu e în regulă, pentru că s-a cutisat să termine întrebarea. Poate, da, Doamne ferește, erau membrii de sindicat de la dumneavoastră pe care a recomandat sindicatul să meargă acolo. Corect. Nu sunteți primul care mă întreabă, de aceea știam ce vreți să mă întrebați, că nu este prima intervenție. SNPPC nu are căderea, nici atribuția și nici nu am dreptul să verific dacă cineva are sau nu are autorizații. Pentru că asta ar însemna ca eu, ca sindicat, deci nu ca poliție, ca sindicat, să accesez baze de date sau să întreb alte instituții, ca sindicat, dacă X, Y, Z are sau nu are autorizații. Uitați, noi o să încercăm să facem lucrul acesta, pentru că noi vrem să învățăm din aceste probleme care apar pe parcurs. Eu am preluat mandat de 2 ani de zile și cu această ocazie vom face o analiză foarte corectă cu toți pacienții din țară, să vedem ce avem încheiat, ce nu avem încheiat, unde avem încheiat și să vedem dacă reușim să ni se comunice oficial, ca sindicat, dacă respectiva entitate are sau nu are autorizații, pentru că este o problemă de acces a bazelor de date, repet. Iar ca polițist este ilegal ca eu, ca polițist, membru de sindicat, să accesez o bază de date ca să aduc beneficii sau să furnizez aceste date sindicatului. Nu am această, nu am acest drept ca polițist. Aceste baze de date sunt folosite de entități anume stabilite de către legiuitori. Poliția română, instanța, parchetul, etc. Cel care are dreptul să cunoască aceste lucruri. Ori eu, ca sindicat, nu pot să accesez baze de date ca să-mi creez tot mie după aceea, deci ca polițist, membru de sindicat, nu am voie să accesez baze de date ca să creez sindicatului un avantaj. Este ilegal. Credeți că acest parteneriat semnat între un sindicat al polițiștilor și un hotel, o fermă turistică unde a avut loc un incendiu și unde 8 oameni au murit, ar putea să afecteze în vreun fel, nu știu, imaginea poliției, încrederea oamenilor? Nu, pentru că sindicatul este sindicat, poliția română este poliția română. Noi trebuie să delimităm cele două entități. Sindicatul nu este echivalent cu poliția română, cum nici poliția română nu este echivalent cu sindicatul. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste explicații.